Unul dintre bărbații care au violat o tânără în urmă cu un an într-un apartament din Constanța a fost prins de către polițiști. În luna februarie 2015, el a ademenit o tânără din Vaslui în garsoniera sa, iar împreună cu alți trei tineri au violat-o până dimineață. Violatorul, căutat de mai bine de un an, a fost găsit în localitatea Lumina, acolo unde se ascundea de oamenii legii. Tânărul a fost condamnat la închisoare după ce anul trecut a cucerit pe Facebook o fată din Vaslui, a invitat-o la el acasă, apoi împreună cu trei prieteni au violat-o până dimineață. După primirea condamnării, bărbatul a fugit, iar polițiștii l-au pus pe lista urmăriților la nivel național. Polițiștii din cadrul Serviciului Investigației Criminale au depistat și reținut un tânăr în vârstă de 26 de ani, condamnat la 8 ani și 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și lipsire de libertate în mod ilegal. Astăzi a fost încarcerat în penitenciarul Poarta Albă. Fata a reușit să scape după o cascadorie deprinsă parcă din filme. Tânăra de 22 de ani din Vaslui a sărit de la etajul 4 al unui bloc din cartierul constanțean Tomis Nord. Norocul său a fost că balconul unui alt apartament de la etajul 2 era închis și a reușit să se agațe de el în cădere. Ea a rămas acolo timp de câteva minute, până când vecinii au reușit să o ajute, iar apoi au alertat imediat autoritățile. Ceilalți indivizi care au participat la viol sunt deja încarcerați. Doi dintre ei au primit câte 6 ani și 10 luni de închisoare, iar al patrulea va petrece 7 ani și 4 luni după gratii.